deliberativă de Carlos Kessler, vom avea raportul de audit a tehnologiilor informaționale, care este rezultatul implementării sistemului informațional automatizat, registrul de stat al achizițiilor publice. Poftim. Deci, raportor, domnul Berlici. Nu te-ai răzgândit? Nu. Nu vrezi dacă. Da, am alternative sau... Ce ai? Nu pot să mă înțelesc. Sigur că ai. Ți-ai luat geanta, te duci acasă. Da. Da. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată prezență. Bună ziua! Direcția Audit al Tehnologiilor Informaționale a Curții de Conturi propune spre audiere și aprobare raportul auditului TI cu tema care este rezultatul implementării sistemului informațional automatizat Registrul de stat al achizițiilor publice. Curtea de Conturi, fiind motivată de interesul sporit din partea societății și a donatorilor străini privind dezvoltarea sectorului achizițiilor publice prin implementarea tehnologiilor informaționale, a inițiat și a efectuat auditul tehnologiilor informaționale al SIA, Registrul de stat al achizițiilor publice. În continuare o să numim SIA-SAP. Obiectivul auditului a constat în determinarea situației la zi privind implementarea sistemului informațional, precum și în evaluarea modului de aplicare a tehnologiilor informaționale pentru eficientizarea activităților interne ale agenției și altor actori participanți la procesul de achiziție. Conform cadrului legal, Agenția Achiziției Publice reprezintă o autoritate administrativă de specialitate aflată în subordinea Ministerului Finanțelor, constituită în scopul reglementării de stat, efectuării supravegherii, controlului și coordonării interanurale în domeniul achizițiilor publice. Spectrul extins al documentației proceselor procesate în cadrul procedurilor de achiziții publice și necesitatea analizei numeroase documente din cadrul agenției impune o competență și un profesionalism adecvat al angajaților, precum și același profesionalism al presupune și membrilor grupului de lucru din cadrul autorităților contractante. Din această cauză, pentru excluderea circulației documentelor în format de hârtie, reducerea riscului, factorului uman în procesele de achiziții publice și reducerea timpului necesar pentru efectuarea procedurilor de achiziție publică, în anul 2008, de către întreprinderea de stat registru, a fost inițiată automatizarea procedurilor de achiziție. Ulterior, în anul 2009, Guvernul Republicii Moldova, prin hotărârea Guvernului 355, a aprobat conceptul tehnic al CRSAP, Sistem Informațional Automatizat, care urma să asigure activitatea părților implicate în procedurile de achiziție. Conform conceptului, SIA-SAP reprezintă un sistem informațional și de telecomunicații complex care trebuie să se caracterizeze prin existența unui punct unic de acces la resursele, aplicațiile și serviciile informaționale ce se referă la domeniul achizițiilor publice. Acesta servește drept instrument de susținere a serviciilor de achiziții publice, aplicând schimbul informațional de date. De asemenea, potrivit conceptului, SIA-SAP urmează să permite plasarea comenzilor, crearea, stocarea și accesul la documentele procedurilor de achiziție publică. Obiectivele de bază ale conceperii SIA-SAP sunt, o să numărăm câteva, sunt utilizarea eficientă a finanțelor publice, sporirea transparenței achizițiilor publice și altele.
În cele ce urmează vom prezenta pe scurt unele aspecte pe care misiunea de audit le consideră importante, aspecte asupra cărora ar trebui atras o atenție sporită într-o îmbunătățire a situației în domeniu. Primul aspect la care vreau să atragem atenția este gestiunea și finanțarea proiectului de implementare. Conform primului contract de dezvoltare a sistemului, acesta urma să fie implementat în 3 etape și lansat în exploatare industrială la sfârșitul anului 2010. Însă din cauza reorganizării instituționale prin divizarea Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare și din cauza lipsei de finanțare la sfârșitul anului 2009, proiectul a fost suspendat. Lucrările de implementare a sistemului au fost reluate începând cu anul 2011, grație suportului PNUD acordat agenției. Trebuie să menționăm că suportul PNUD a constat în evaluarea capacităților funcționale și stadiului de implementare a sistemului pentru stabilirea viziunii generale asupra continuării proiectului. Rezultatele acestei evaluări au servit de bază pentru luarea deciziei privind modificarea și completarea sarcinii tehnice și elaborarea unor funcții noi în cadrul sistemului. La sfârșitul anului 2012, Agenția Achiziții Publice obține suportul Băncii Mondiale prin intermediul grantului IDF, destinat continuării dezvoltării sistemului de achiziții electronice. Astfel, în perioada noiembrie 2013-martie 2014, s-au efectuat lucrări de dezvoltare a sistemului, iar în perioada aprilie-mai 2014 este realizată migrarea datelor de producere în cadrul norului informațional mCloud și înfăptuită testarea repetată a funcționalităților sistemului. Aici am vrea să menționăm despre faptul că sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle necesită fi licențiat din moment ce sistemul va fi lansat în exploatare industrială. Până la moment, acesta a fost utilizat în mod gratuit. Actualmente, sistemul funcționează în cadrul norului informațional. mCloud este în exploatare în regim pilot și asigură automatizarea parțială a proceselor agenției și autorităților contractante, nu și a operatorilor economici. În prezent, funcționalitățile sistemului oferă posibilitatea de a înfăptui procedurile de achiziții de tip cererea ofertelor de preț și licitația deschisă. Din datele diagramei observăm o tendință de creștere a numărului actelor juridice introduse în sistem, anume la aceste două proceduri. Această creștere sau mică creștere este datorată faptului creșterii și numărului de utilizatori, numărului de instituții participante la sistem. Menționăm că în sistem, la ziua actuală, avem 148 de autorități contractante participante. În afară de asta, agenția și-a propus anual să mai adauge încă 50 sau minim 50 autorități contractante. Alt aspect important este necesitatea de dezvoltare tehnică a contururilor funcționale ale sistemului. Astfel, sistemul este în continuă dezvoltare și adaptare la schimbările apărute în procesele de achiziții și modificările din cadrul normativ legal. Constatăm că, în afară de contururile prevăzute în conceptul tehnic al sistemului, au mai fost dezvoltate și alte funcționalități, cum ar fi interfața de evaluare a ofertelor. De asemenea, adițional, au fost elaborate funcționalități destinate coordonării și înregistrării acordurilor adiționale. Alt aspect este schimbul de date și interoperabilitatea cu alte resurse informaționale de stat și posibilitatea sistemului de a recepționa și oferi date veridice,
Conform conceptului, sistemul urma să interacționeze cu un șir de resurse informaționale de importanță statală, cum ar fi sistemul informațional al Centrului de Telecomunicații Speciale, sistemul informațional al Serviciului Fiscal, sistemul informațional al Ministerului Finanțelor și sistemele informaționale amplasate la întreprinderea de stat, Registru, RSP și RSUD. Fiecare dintre aceste sisteme, conform conceptului, trebuiau să ofere date într-o automatizare a proceselor de achiziție. În realitate, însă, sistemul interacționează informațional doar cu sistemele amplasate la CTS și CRIS Registru, adică sistemele informaționale ale Centrului de Telecomunicații Speciale și Registrul de Stat al Populației și Registrul de Stat al Unităților de Drept. Misiunea de audit constată lipsa interconexiunii cu sistemul informațional al Serviciului Fiscal și al Ministerului Finanțelor. Cauzele lipsei acestor interconexiuni este faptul că, în primul caz, informația din sistemul informațional al Serviciului Fiscal este foarte dinamică și nu poate servi ca bază pentru luarea deciziilor, iar lipsa interconexiunii cu sistemul informațional al Ministerului Finanțelor se datorează faptului că arhitectura actuală a sistemului Ministerului Finanțelor nu permite crearea unui fel serviciu de conexiune. În prezent, agenția se află în proces de conceptualizare a unor funcționalități noi ale sistemului, care ar contribui la eficientizarea achizițiilor publice și la sporirea transparenței acestora. Astfel, conchidem că conceptul tehnic al sistemului necesită a fi revizuit și adaptat la necesitățile actuale aferente proceselor de achiziții publice. Un alt aspect important este mentenanța sistemului, dat fiind faptul că sistemul informațional se află în faza de pilotare. Actualmente, administrarea funcțională a sistemului este asigurată de laborator, însă, după darea exploatării industrială a sistemului, va fi necesară asigurarea mentenanței prin contractare unei terțe părți, conform afirmațiilor responsabililor din cadrul agenției. La moment nu au fost făcute careva calcule estimative privind întreținerea sistemului pe viitor. Următorul aspect la care am vrea să atragem atenția este posibilitatea asigurării continuității sistemului prin documentarea proceselor ciclului de viață produsului soft. Se constată că unele documente ale proceselor ciclului de viață ale sistemului necesită a fi actualizate, cum ar fi manualul de utilizare și administrare a sistemului, iar alte documente necesită a fi elaborate, spre exemplu, concepția și planul de mentenanță și regulamentul de organizare și funcționare a Registrului de Stat a achizițiilor publice. Și ultimul aspect la care am vrea să ne referim este evaluarea controlelor generale TI. Evaluarea controlelor generale TI în cadrul agenției a fost efectuată în conformitate cu standardele de audit ale tehnologiilor informaționale ale curții de conturi. Astfel, la baza definirii și implementării eficace a controlelor generale TI stau gestionarea riscurilor și activelor. Reieșind din acest criteriu, misiunea de audit relevă că agenția ar trebui să acorde o atenție sporită gestionării riscurilor ce reies din utilizarea tehnologiilor informaționale. Menționăm că evaluarea riscurilor ajută conducerea entității la selectarea și îmbunătățirea controlelor care ar reduce riscurile TI. La fel, identificăm necesitatea implementării unei politici de securitate informațională în cadrul agenției. Având în vedere că agenția operează cu date importante deținute inclusiv în CRSAP și păstrează informații ce se referă la procedurile de achiziții publice, implementarea unui document de politică privind securitatea informațională este absolut necesară. Conchidem că
Responsabilitatea pentru implementarea controlelor revine în mijlocit conducere, iar asigurarea că sistemul de controle este implementat ar trebui să fie oferită de către serviciul de audit intern. Ca concluzie, am vrea să menționăm că Agenția Achiziției Publice este la o etapă importantă în privința implementării noilor tehnologii informaționale și în ceea ce ține de tratarea securității informaționale. Datorită actualității și importanței utilizării tehnologiilor informaționale în procesele de achiziții publice, este necesar de atras o atenție sporită asupra gestionării corespunzătoare a acestora, adică a tehnologiilor informaționale. În cadrul agenției se constată lipsa unei subdiviziuni cu atribuții și responsabilități TI, responsabilități tehnice, fapt ce duce la dependența de elaborator și consultanții externi. Evaluările efectuate de către misiunea de audit au demonstrat că obiectivele urmărite prin implementarea sistemului au fost atinse parțial. Accentuăm că automatizarea și asigurarea transparenței proceselor de achiziții publice ar trebui să fie o prioritate pentru dezvoltarea strategică a agenției. Astfel, Agenția Achiziții Publice ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru toate etapele de dezvoltare, implementare și promovare a sistemului informațional automatizat, registrul de stat al achizițiilor publice. Se impune necesitatea implementării controlelor generale TI în cadrul agenției, precum și îmbunătățirea gestiunii securității informaționale. În această conjunctură este strict necesar ca Ministerul Finanțelor, Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, precum și alți actori implicați în dezvoltarea și funcționarea sistemului, să ofere consiliere, susținere și implicare conform competențelor. Acestea fiind spuse și prezentate, trebuie să menționăm că în cadrul misiunii de audit toate problemele tehnice identificate, constatările și recomandările auditului au fost discutate cu reprezentanții agenției și în afară de aceasta, la definitivarea raportului au fost luate în considerare opiniile și comentariile entității supuse auditului. Vă mulțumesc pentru atenție și rog să puneți în discuție prezentul proiect de raport. Mulțumesc. Bravo. Este primul tău raport. Culeac, chinul pe Brejnev, nu acela de pe mulți ani. Dar încet, încet, e șeful, e tot o să fie noi. Bravo. Deci, poftim, ce întrebări aveți la raportul? Da, poftim, domn Troci. Domn Troci, vreau o concretizare. Vorbiți despre interacțiunea dintre sistemul informațional al Ministerului Finanțelor și Agenției de Achiziții Publice. În primul rând, dacă sunt incompatibile, în al doilea caz, spuneți că poate să încarce serverele cu informații care nu va fi utilizată. Atunci, întoarcă o întrebare. Întrebarea mea următoare. Care informație e necesară pentru agenții de la Ministerul Finanțelor? Studiem de care e solul și ce nu poate, de ce? Chiar de să încarc serverele. Știți care informații? Da, informația este vorba despre informația privitoare la planurile de finanțare ale autorităților contractante și contractele de... Normal, asta se cere, că te-am văzut, știți ce-i vorba. Dar și așa mare informație cum capi. Asta întrebare este, pentru ce ele trebuie? Ele nu participă nici la un proces care e automatizat. Absolut. Cine o solicită? Păi o solicită conceptul. Deci, nu-și spune că trebuie revăzut. Da, ne întoarcem și așa la interacțiunea cu sistemul informațional la serviciul fiscal. Mai am zis și în prima parte zic, teama exact așa întrebare a fost. Și spuneți că informația este dinamică, asta este vorba de existența sau lipsa restanții? Da, sau actualizarea cu întârzierea informației sau... Păi nu e nici cu interziere, nu am făcut clarificare, cred că când ați întâlnit așa mai scuție pe raport, acolo, chiar la momentul prezentării, pachetul de documente, într-adevăr, poate să aibă restanță, dar două zi poate să apare calculele, că încă nu e obligațiunea, obligațiunea apare mai târziu. Așa
Așa că eu cred că informația dată, eu nu știu. Dar de ce o solicită? Eu solicit nu numai ei. Toți care solicită astfel de certificat sau informații de suport electronic, e cu un singur țel, ca să fie clar pentru toată lumea. Noi vorbim, pe care țel? Disciplinăm agenții economici. Unicul țel. Că se cere la o bancă, la un concurs, nu se cere numai un singur țel. Ca să disciplinăm agenții economici, ca ei că să-și onoreze obligațiile fiscale. Atât. Așa că ei poate să solicit și le trebuie și necesar și în. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Trocian, dar până când Serviciul Fiscal de Stat nu a remis așa un web serviciu, motivația fiind chiar următoarea, ce-i scris aici, discuțiile, deci cu partenerii, și cu agenția, și cu Serviciul Fiscal de Stat, cauza nelivrării acestor web servicii e o invocată însăși, ca asta. Problema este că trebuie de apreciat foarte clar și în lege și în regulamente și în regulamentele interne ce dată o considerăm ca lipsa datoriilor. Ce dată? Asta e problema. Dar mai departe problema e rezolvată. Dar însăși serviciile respective nu au oferit acest website, nu motivând astfel. Acord de colaborare au servicii sau? Nu. Nici n-au acces. Că fii și acordul ăsta și înțelegi într-adevăr. Când s-o poate existența sau neexistența rezonanță? Deci, vă mulțumesc de întrebări, stimați colegi, așa te zice. Mulțumesc frumos, bravo. Deci, cine? Directorul agenției sau directorul JUM? Care trebuie? Putem? Putem. Domnul Simeon Vărnari, da? La Bărstus? S-a spus. Cum s-a numit? Domnul președinte, stimați membri a Curții de Conturi, dacă îmi permiteți, o să pornesc referința mea la raport. Începând cu două idei, care vă spun de start, nu au caracter declarativ, dar sunt o relatare a stării de fapt. Vreau să spun din start că Curtea de Conturi reprezintă partenerul strategic a domeniului achizilor publice și toate reformele care s-au realizat pe acest segment s-au realizat ca urmare a raporturilor emise de Curtea de Conturi. Anterior noi am reformat sistemul achizilor publice, când a fost, în 2009, ultimul raport al Curții de Conturi. Și ulterior am pus în aplicare tot ce a fost prescris atunci și succesele, aceste succese, mai corect spus, deja sunt simțite și astăzi în societatea noastră. A doilea enunț, și arăt vă zic că nu are caracter declarativ, vreau să mulțumesc echipei de audit, că într-adevăr am avut un raport colegial, 100% colegial, unde noi de fiecare dată făceam mese rotunde, discutam foarte aprig vis-a-vis de anumite probleme, fiecare cu poziția lui, dar în final ieșeam cu concluzii, să zicem, general acceptabile, chiar dacă cineva mai pleca acasă cu puțin amintiri neplăcute, dar oricum era o concluzie finală. Eu am formulat câteva obiecții vis-a-vis de acest raport. Obiecțiile nu au caracter conceptual, au un caracter tehnic și dacă este posibil și dacă dispunem de timpul necesar, o să încerc să fac referință la aceste. Ok. Domnul președinte, în primul rând, în raportul de audit este enunțat faptul că SIASAP-ul funcționează în regim pilot și asigură automatizarea parțială a proceselor agenției și autorității contractante, iar operatorii economici, prin intermediul SIASAP, au posibilitatea doar de a vizualiza și descărca documentația de licitație. La această etapă, obiecția noastră ar fi, concluzia o considerăm nu totalmente întemeiată, deoarece SIASAP-ul asigură automatizarea totală a proceselor business existente între agenții achiziții publice și autoritățile contractante în vederea desfășurării a două tipuri de proceduri care constituie 90% din tipurile de proceduri care la moment se desfășoară. Licitație publică și cerere ofertelor de prețuri.
Respectiv, noi la etapa dată asigurăm automatizarea integrală a procesului. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că noi nu asigurăm posibilitatea depunerii ofertei în format electronic. Depunerea ofertei în format electronic presupune o nouă etapă de dezvoltare, care presupune un nou modul, la care noi sper foarte mult să găsim și finanțatori și respectiv să găsim și posibilitatea de implementare. La fel, posibilitatea depunerii ofertei electronice, aici vreau să remarc, necesită a modifica o serie de acte normative care ar presupune recunoașterea propriu-zisă acestor documente care vor fi depuse în format electronic. Aici ne reîntoarcem la ceea ce am vorbit anterior, la ce ați remarcat dumneavoastră că ar trebui autoritățile contractante, dumneavoastră a spus Agenția Achiziției Publice, dar în general este atribuția autorităților contractante de a avea acces la o pagină web a Inspectoratului Fiscal și de a verifica situația operatorului economic la etapa când el face evaluarea. Noi aici avem o mică problemă, sunt două etape diferite. Depunerea ofertelor și evaluarea ofertelor. La momentul depunerii, autoritatea contractantă nu are dreptul să verifice situația operatorului economic. Iar pur și simplu ia act de actele prezentate, de documentele prezentate. Ulterior, în procesul de verificare, s-ar putea să fie o zi, două, o săptămână, o lună, nu contează, în procesul de verificare se constată o problemă că la acest operator economic au apărut aceste datorii. Corect ar fi ca să fie luat în calcul etapa când a depus actele. Pentru că nu depinde de operator economic perioada în cât autoritatea va evalua această ofertă. Dar este obligația operatorului la moment să facă dovadă că nu are aceste restanțe față de buget. Următoarea obiecție care am formulat-o este echipa de audit a formulat un enunț prin care componentele și funcționalitățile SEARSAT nu sunt elaborate ocazional în dependență de existența surselor financiare. Într-adevăr, noi nu avem surse financiare și nu au fost niciodată integral asigurate sursele financiare ca toate modulele prevăzute în acest registru să fie în timp date în exploatare și puse în funcțiune. Noi chiar discutam în prealabil că noi am avut foarte multe încercări din partea partenerilor externi care au încercat să găsească surse financiare pentru dezvoltarea acestui registru, dar noi de fiecare dată am încercat să evităm contractarea acestor resurse financiare pentru că etapa inițială era să facem o claritate în concept ce vrem să facem. Nu pur și simplu să luăm banii, să-i cheltuim și după aceea să constate că este un produs care nu este folosit sau care autoritățile contractante nu-l acceptă. Pentru că este problema de bază care noastră o cunoașteți, reticența care există din partea autorităților contractante în vederea implementării tot felul de tehnologii informaționale noi. Așa, obiecția de bază care nu este obiecție de bază, dar este pur conceptuală. Noi inițial am stabilit că raportul grafic va arăta propriu-zis evoluția valorică a procedurilor efectuate prin SEARSAT, dar ulterior noi am în raportul final a apărut numerică, evoluția numerică. Ea nu este relevantă din cauza că noi acum la moment realizăm circa 30% din buget prin acest sistem și chiar noi nu numărăm numărul de acte care sunt folosite pentru acest buget, dar numărăm ca valoare. Noi ne propunem, începând cu anul 2015, sper să avem 50% de buget deja realizat prin acest SEARSAT. Și nu pot să nu spun că, într-adevăr, se constată o viziune clară din partea tuturor entităților implicate în acest proces, dar vreau foarte mult că dumneavoastră luați în calcul că acest proces este foarte complex și nu poate fi privit doar de o singură entitate, Agenția Achiziției Publice sau Ministerul Finanțelor. Ea reprezintă, trebuie să reprezintă un unison de activitatea mai multor entități, inclusiv și implicarea reprezentanților autorităților contractante, societății civile,
Și de asta, ca să pornim pe un proces corect, noi avem contractat, sau banca mondială a contractat pentru noi, un expert internațional care urmează până în luna martie să ne dea un concept foarte clar din ceea ce le avem și unde trebuie să mergem de dezvoltare acestui sistem. Respectiv, începând cu luna martie, noi vom crea un, să zic, un plan de acțiuni care va fi coordonat de toate entități în vederea modernizării acestui sistem. Așa, între timp, cât s-a realizat, cât s-a pus pe masă raportul de audit, noi am deja am reușit să rezolvăm o problemă, problema cu centrul de guvernare. Noi deja avem un acord semnat din data de 5 decembrie cu centrul de guvernare electronic, pe care am stabilit nivelul de prestare serviciilor, care va delimita foarte clar rolurile și responsabilitățile vis-a-vis de securitatea informației. Nu pot să nu punctez aspectul de negestionare a riscurilor. Nu suntem de acord, pentru că și o chestie, să zic eu, principală vis-a-vis de această gestionare a riscurilor, pentru că la fiecare etapă de implementare a registrului de stat, noi am încercat să atragem consultanții externe, anume pe faptul că să excludem la maxim riscurile care sunt în acest registru. Informația care este la moment publică, sau mai corect spus, noi asigurăm integral transparența achizițiilor publice și nu necesită nicio informație a fi ascunsă de opinia publică sau de alte accesări. Totodată, ce ține de securitatea acestei informații, ea este realizată de CTS. După cum dumneavoastră ați punctat, toată informația se deține pe serverele CTS-ului. Și deja ei asigură în continuare securitatea acestei informații. Astăzi e ziua apei. Și a funcție de cont. 20 de ani. Felicitările noastre. O să fiți mai lungi cu noi. Din cauza sărbătorii. Finalul încrunează opera. În acest sens, urmează să accentuăm că procesul dezvoltare și implementare SIRSAP a fost condiționat de un șir de factori externi care nu țin de Agenția Achiziției Publice. Cum ar fi dumneavoastră răspunctată reorganizarea instituției responsabile din arma PAU în crearea unei agenții noi, modificarea legislativei operate pe parcursul anilor. Dumneavoastră cunoașteți că noi ne aflăm acum cu legii privind achizițiile publice în Parlament. Sunt mai mult ca sigur în cazul și sunt mai mult ca sigur că o să fie acceptată această lege. Nu știu unde. Ce modificări vor fi esențiale sau neesențiale, ce va realiza legislativul, dar sunt mai mult ca sigur că noi ulterior urmează să revizuim și conceptul registrului de stat, reieșind din această lege. În continuare, noi considerăm că obiectivele privind implementarea registrului de stat a achizițiilor publice se vor realiza și ceea ce am făcut noi până acum considerăm că a fost realizat în măsura perfectă, în măsura posibilităților care le-a avut instituția care o reprezintă. Mersi. Da, mulțumesc frumos. Curtem. Cine are la domnul Simion întrebări? Mai precurți. Curtem, domnul Dulce. Domnul director, întoarcem din nou la concert. Ce se referă iarăși la interacțiunea sistemului informațional și informații ce spun că numai în concert. Eu vreau să vă contrazic. Ce faci în cazul că legea 96 din 2007 permite ca volumele neprevăzute la încheierea contractului până la 30% este dreptul de a majora și apoi acceptați. De ce vă conduceți voi? Da? Primarul sau o entitate nu are banii de voi acceptați, înregistrați la agenții sau nu. Pare că informația dată vă trebuie că ai. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar informația dată nu va da o claritate integral pe tot procesul de achiziție publică. Dacă noi vorbim de interacțiunea cu instituțiile care sunt finanțate bugetar,
noi 100% vom avea informația. Dar majoritatea autorităților, să nu spun majoritatea, dar noi avem o serie de autorități contractante care au buget propriu și au gestiune proprie, cum sunt instituțiile medicale. Exact. Și care noi pornim de la premiza că autoritatea contractantă are obligația de a iniția o procedură sau o modificare în condițiile că nu are finanțare. Legea expres stabilește. Respectiv, sarcina existenței, stabilirea existenței surselor financiare nu poate stea în sarcina unei entități care monitorizează procesul. Ea trebuie să stea în sarcina autorității contractante și poate ar fi corect ca noi să stabilim aici modalități de sancționare sau anumite proceduri operaționale pentru autoritatea contractantă ca să-i piară pofta, să zic eu așa, de a încerca de a contracta lucrări sau bunuri suplimentare în cazul inexistenței surselor financiare. Dar știți problema, că este problema, că mulți primari, multe entități, îmbrășărăt pragul la Ministerul Finanțelor, după aceea ce închet contractul cu acelea până la 30%, neavând finanțări, sunt foarte mari dureri de cap, multe lucrări nu s-achită, dar știți probleme destul de bine. Și în așa caz, dumneavoastră, nu i-ați înregistrat, ori nu i-ați primit acordul cel adițional la contractul de bază, și oamenii nu s-ar băga și capă. Dar așa? Nu, cum nu este? Să aibă informație, că în primărie cu tare nu e. E numai un milion, dar nu e 1.500.000, e 1.300.000. Și atunci, zice, clasificați în întrebări finanțare, este anul și înregistrat contractul. Nu se fac lucrurile astea și sunt agenții economici și fac toată lumea de vinovată, rog pragul la Miserul Mare și cunosc situația. Iată, spun că informația asta ar trebui. Deci, aveți dreptate, dar totodată este pentru ei contractul de achiziție nu le trebuie. Contractul de achiziție îi trebuie aici de mică autoritate contractantă, pentru ce? Pentru a mă duce și a mă registra la trezorerie de stat și pentru a efectua plățile după ce vor fi efectuate lucrările. Exact. Așa. Dar ei înregistrează doar asta ca procedură. Și în atribuțiile Agenției Achiziții Publice nu între monitorizarea. Am eu bani, nu am bani. Asta este responsabilitatea mea ca instituție. Și atunci când eu nu am bani, atunci nici trezorăria nu mă înregistrează și nu fac nimic. Avem prevedere legală care spune foarte clar că acest contract nu este valabil din momentul când nu este înregistrat de către trezorerie, pentru că plata propriu-zisă se efectuează de trezorerie ulterior. Dar nu mai înregistrează și el e nu are nicio valoare. Eu sincer vă spun, dacă e o viziune mea, noi trebuie să responsabilizăm tot mai mult autoritățile contractante, pentru că asta este forma prin care noi să obținem succes pe domeniul achizilor publice. Eu sunt că așa sunt de acord și cu întrebare. Vă referiți că deci, că nu putem electronic ofertele de a înregistra, de a primi, de a lucra cu ofertele, trebuie cadrul legislativ. Doar în programul Moldova Electronică 2007-2009 a fost modificată legislația. Și aici trebuie să începem de acolo de la semnătura digitală. Cu semnătura digitală, zic, gata, e lege. Și ia dacă se... Și iese lege, iese costul semnătură digitală, este pentru tot agenții economici, persoanele fizice, tot, deci toate permite. Așa că voi trebuie să treceți la primele ofertă, prin v-ați aduc și cumpere semnătură electronică și autorizația că acolo merge autorizația și semnătură electronică. Și acum așa era $100, nu întâlnit câte aia, acum cam așa era. Și la și procure să rezidezi semnătură electronică și atât și procurează tot. Cât e valabil? Semnătura electronică, dacă nu știu, un an de zile este valabil. Eu încerc scuze, eu nu am avut în vedere problema cu ofertantul. Ofertantul, într-adevăr, își procură semnătura digitală și ulterior o aplică, nu este nicio problemă. Problema este recunoașterea actelor prezentate către autoritatea contractantă. Noi avem aceeași garanție bancară, care este emis de un alt organ, care va fi depusă în formă scanată. Avem noi posibilitatea sau nu avem posibilitatea de recunoaștere? Adică asta presupune mai multe
acte normative să fie, fie modificată prin recunoașterea lor în alt format pentru a fi depus. Dar noi, la momentul când vom implementa modulul electronic, modulul posibilității de a realiza licitații electronic, atunci iarăși nu vom face sub forma că noi ne-am gândit la agenție și am găsit soluția perfectă. Vom implica toate entitățile, ca fiecare să-și dea cu părerea cum poate fi implementat corect. Și atunci îl vom ajusta deja conform realităților care sunt la moment și trendului, să zic, de dezvoltare electronică la moment. Bine, mulțumesc pentru întrebări. Mulțumesc. Domnul Dumitru Pustu, Centrul de Guvernare Electronică. Bună ziua, domnul președinte. E greu de ajuns la treabă. Nu, dacă e greu, nu trebuie. Bună ziua, încă o dată. Eu aș vrea să vin cu unele concretizări vis-a-vis de raportul prezentat astăzi. Deci, în opinia Centrului de Guvernare Electronic, afirmațiile sau constatările finale referitor la faptul că nu există o viziune clară asupra sistemelor informatice în domeniul achizițiilor publice, poate nu este corect reflectată, întrucât Centrul de Guvernare Electronică, la inițiativa chiar a Agenției de Achiziții Publice, a inițiat deja, așa cum a spus și domnul director, acea evaluare pornită de către un expert internațional și urmează ca să avem un raport a acestui expert și viziunea asupra procesului în sine. Deci, probabil, chiar mai devreme decât spunea domnul director, să aveam această viziune în ianuarie, chiar am putea să venim cu informația către Ministerul Finanțelor și Agenție pentru a fi evaluat și de dumnealor, să vedem dacă se aprobă versiunea finală și după asta să fie identificate resursele necesare pentru implementare. Totodată, vreau doar să reconfirm vis-a-vis de acordul pentru plasarea în cloud a sistemului existent. Deci a fost într-adevăr semnat deja acest acord care stabilește responsabilitățile de plasare și gestionare a acestui sistem. La fel aș vrea să menționez și vis-a-vis de schimbul de informații cu Serviciul Fiscal de Stat, fiindcă s-a discutat această chestiune. Deci, Centrul de Guvernare Electronică pilotează în prezent platforma de interoperabilitate, care presupune schimbul de informații prin această platformă între autorități. Deci, la moment, chiar vreau să confirm că schimbul referitor la datele de la Serviciul Fiscal de Stat sunt disponibile în această platformă și ar putea fi conectat în viitorul apropiat pentru a fi disponibile și Agenția Achizițiilor Publice. Cam asta am vrut să concretizez. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări. Bine, mulțumesc cu ce întrebări. Eu nu sunt întrebare, cât o concretizare. Dumneavoastră spuneți că nu sunteți de acord cu constatarea că nu există o viziune clară. Totodată, singur vă contraziceți, deoarece însăși faptul că s-a angajat acel consultant ne face să credem că totuși problema există și numai după acea evaluare va fi clară situația. Vi se va pune pe masă acel raport cu acele constatări și cred că vor fi înaintate și careva recomandări. Deci noi urmează să adoptăm și noi o decizie, să luăm atitudine față de raport, deci este foarte important să fim toți corecți, deoarece se primește o mică contradicție în ceea ce spune dumneavoastră. Mulțumesc. Ok. Deci ceea ce am vrut eu să spun e faptul că viziunea probabil există și în cadrul Agenției Achiziții Publice și împreună cu noi. Și e faptul că registrul care există în prezent, așa cum a stabilit și raportul Curții de Conturi, nu automatizat 100% toate procesele de afaceri din cadrul acestui domeniu. Prin ce se înțelege prin nu automatizează
în totalitate e faptul că chiar și acel modul de depunere electronică a ofertelor de către agenții economici, dar și procesele interne. Deci, aplicații de tip registru probabil deja sunt trecute într-o perioadă a trecutului. Încercăm să dezvoltăm aplicații de tip sistem ce automatizează procesele, dar nu dublează anumite activități pentru autorități, cum ar fi aplaudarea documentelor. Este o activitate care generează un efort suplimentar pentru oameni în general. Ceea ce vrem să facem este să implementăm un sistem prin care documentele sunt generate electronic și circulă între părțile implicate în mod electronic. Și nu e nevoie ca să fie scanate, atașate ceva, documente. Bine, cu excepție, cu siguranță sunt și excepții. Deci cam asta, asta am vrut să zic că e viziunea. Dar expertul care este angajat urmează să aducă mai multă claritate și asupra standardelor internaționale și europene asupra acestui domeniu. Bine, vă contrazic, sigur, dar asta e altă treabă. Dar o parte a sistemului este, poate și funcțional. Dar dacă dumneavoastră vedeți că e schimbul ăsta de documente fără scanare și așa mai departe, transmitere pe varianta RPI, este îndeajuns, atunci nu rămâne decât să ne cerem scuze și noi rămânem la formula noastră. Dar dacă este o clară viziune, noi credem că ea trebuie să fie transparentă, dar nu s-o cunoaște dumneavoastră numai. Și dacă, într-adevăr, ați fi demonstrat auditului că, deci, ceea ce vorbim aici la dumneavoastră este, nu apare în raport, este această definiție. Nu, eu înțeleg că voi v-ați deprins, este de la e-guvernare, se vă laude numai, dar poate eu nu sunt prea la modă, dar n-așteptați laude, fiindcă e-guvernare până când e la nivel de e-guvernare. Fiindcă toți agenții economici care trebuie să fie integrați în acest sistem, e-guvernare rămâne de văzut ce facem, părere de rău pentru viitor. Fiindcă sistemele informaționale, să le zicem așa, autohtone sau personale, ale agenților economici continuu să se dezvolte, sistemele acestea nu se centralizează într-o e-guvernare ca atare și noi la urma urmei o să ajungem ori la zero cu e-guvernarea, ori o să mormântăm tot ce avem. Că nu sunt compatibile sistemele de astăzi, iată de la ministerii, departamente și așa mai departe, între ele. Poți să discuta între, să zicem, Ministerul Economiei, liber cu finanțelor și cu achiziții publice, adică nu este un sistem unificat, dar, mă rog. Păi, tocmai vorbeam de platforma de interoperabilitate care urmează să asigure acest schimb de informații și comunicare între autorități. Da, dragă, dar ea urmează. Astăzi mă asigur. Ea se pilotează deja și în proces. Anul 2015 urmează să fie deja și în exploatare, dată în exploatare industrială. Eu mă bucur că cu colega noastră a abordat această întrebare. Într-adevăr, ați prins firul sensibil, doamna Pascaru, că nu există o viziune clară și o decizie și o opinie comună a toți actorilor implicați în dezvoltarea sistemului. Dumneavoastră ați vorbit despre niște lucruri, da, ele sunt bune, da. Aplicațiile de gen registru poate au rămas undeva, rămân în urmă. Sunt posibilități și aplicații de dezvolta unei platforme foarte, foarte și foarte utile, sunt asemenea exemple, dar conlucrarea între Centrul de Guvernare Electronică, în cazul dat, cu Agenția Achiziției Publice, cu Ministerul de Ramură, cu ministerele care elaborează politici și au documentele strategice în dezvoltarea domeniului, inclusiv și a tehnologiilor informaționale care asigură dezvoltarea acestor domenii, lasă unele portițe de a se îmbunătăți.
Dumneavoastră ați scris într-un răspuns de-a nostru, într-un răspuns către Curtea de Conturi și ați spus că dumneavoastră nu aveți nicio atribuție la conceptul tehnic al registrului, deoarece atunci nu erați fondați. Da, sunt de acord, nu erați fondați. Dar acest concept urmează deja de a fi revizuit, ieșind din implicarea așa dumneavoastră și ați observat multe lucruri. Dar n-am văzut nicio propunere de modificare acestui concept. Plus la aceasta, dumneavoastră activați și erați în cunoștință de cauză când în 2013 au fost aprobate, guvernul a aprobat două documente strategice de o importanță majoră, Moldova Digitală până în 2020 și strategia de management financiar. Două documente strategice. În ambele aceste documente strategice vizează dezvoltarea tehnologiilor informaționale într-un domeniu atât de important ca achizițiile publice. Și atunci eu îmi pun întrebarea. Dumneavoastră, care mai mult aveți atribuții la strategia cu Moldova Digitală, urmează să asigurați implementarea la e-transformarea guvernării în care sunt nouă poziții de e, dintre care ieși unul e achiziții. Unde avem noi moțiunea de e-achiziții? Dar Agenția Achiziții Publice, Ministerul Finanțelor, are altă strategie, unde noi avem alte noțiuni, e-licitații. E-licitații, asta e cu mult mai limitat, să înțeleg eu. Este un tip de proceduri făcut prin modificarea legii și nu de mult adoptat hotărârea Guvernului cu privire la această procedură. În a doua strategie, noi vorbim, adică Republica Moldova și-a asumat asemenea angajament să implementeze sistemul informațional registrul de stat al achizițiilor publice. Va fi el un nou sistem? Va fi el o dezvoltare a platformei deja existente, care nu este, nu avem licență pentru el și încă sunt probleme de unificat cu alte aplicații care vor fi mai departe dezvoltate. Plus la asta, atât agenția, cât și donatorii urmăresc deja de buni ani să implementăm e-licitație. Procedura, o procedură care, de fapt, toate statele, din cel puțin membri a Uniunii Europene, utilizează această procedură de e-licitație. Și tot în această strategie, pe termen lung, adică până în 2020, scrie că toate achizițiile implementate în sistemul informațional, toate achizițiile care din Republica Moldova se implementează pe sistemul automatizat registrul de stat al populației. Acum, cinstit să vă spun, eu nu știu ce o să dezvoltăm mai departe. Dezvoltăm platforma existentă, ne trecem pentru dezvoltarea unui nou sistem, unui nou registru de achiziții, sau mergem pe ideea care o promovați dumneavoastră, apropo, se pare a fi o idee bună și logică, dar ce facem? Deci, echipa de audit a scris că nu este o viziune clară din perspectiva conceptului asupra implementării tehnologiilor informaționale și în perspectiva termenilor de implementare, ele tot sunt diferite. Iată ce, la ce s-a referit și domnul președinte, apropo, generalizând tot la asta a spus, că dacă nu va fi consiliere pentru organul executiv, în cazul dat agenție, dacă nu va fi o decizie de la nivel de guvern unică, care toți o vor înțelege la fel, nimic bun nu va fi din asta. Sunt de acord cu dumneavoastră, 100%. Eu doar vreau să vă zic că noi, Centrul de Guvernare Electronică, probabil nu suntem cei mai în măsură să spunem care e strategia, bine, fiindcă e domeniul achizițiilor publice și nu ar vrea eu să mă expun pe un domeniu care... Deci, dumneavoastră sunteți promotorii e-guvernării. Vreți sau nu vreți, dumneavoastră sunteți acel centru de unde trebuie să se concentreze și să se realizeze ideea e-guvernării. Dumneavoastră, spre tristețea mea, începeți, spuneți că dacă dumneavoastră n-ați ajuns la achizițiile publice, vă debiți de ei. Atunci, eu nu știu cum o să ajungeți la ministere, cum o să ajungeți chiar la guvern, la șeful guvernului și mai departe, dacă dumneavoastră simțiți această timiditate de promovare. Să fie iertat îndrăzneala, dar eu cred că sunteți, adică remunerați la justa valoare, și societatea, și guvernul, și cei care vă finanțează,
sunt în drept să vă întrebe. Băi, fraților, iată mâine. Ce facem noi după mâine? Ori voi v-ați luat torbele, ați plecat acasă și cu eu guvernare s-a terminat. Nu? Da. Ar trebui o leacă de ar trebui o leacă de, nu o leacă, dar chiar mai mult transparență. Ar trebui mai mult energie mobilizatorie a tuturor structurilor care trebuie să fie încadrate în această e-guvernare și așa mai departe. Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu doar vreau să spun că noi, ceea ce realizăm acum, raportul și viziunea care urmează să fie finalizată, vom coordona, deci trebuie să avem aprobarea până la urmă a agenției și a Ministerului Finanțelor. De asta am să zic că nu suntem noi cei care trebuie să punem ultimul punct. Noi venim cu propunerea și o prezentăm Ministerului Finanțelor și Agenției Achiziții Publice care, ca să spună dacă așa e bine, mergem pe calea asta. Aici pot să adaug că o să prezentăm și curții de conturi ca să vă demonstrăm că există viziune și să vedem poate și dumneavoastră veniți cu unele sugestii suplimentare. Vă mulțumesc! Este salutabil faptul îmbunătățirea comunicării Centrului de Guvernare Electronic cu toți actorii implicați în dezvoltarea sistemelor informaționale. Cazul agenției este cu totul și cu totul ieșit din comun. Ei nu au niciun specialist IT? Niciun. Până când tehnica aceasta la care mizăm noi e-guvernării, mai umblăm și noi pe la ministerii, departamente, structuri și este utilizată cu brio la joc în cărți, dacă vrei singur, șah, și așa mai departe. Dar mă trebuie și când ai unde depozita informația. Eu n-am spus asta. Nu bine, nu te supăra, dar... Nu, sigur. Eu aș fi vrut, iată, știi ce aș fi vrut? Eu, ca persoană fizică, ca contribuabil, ca cetățean, aș fi vrut să centrul ăsta e-guvernare să spună că nu e așa. E că asta o să fie azi, asta o să fie mâine, asta o să fie la anul, dar așa ia, că dacă voi puteți să mă duc la registru, dacă asta... Nu, ne trebuie cu 200 de ani, de calculatoare au fost cumpărate de câteva ori, în repetate rânduri, adică eu reduc la calculatoare. Nu mai vorbim de softuri, programe și așa departe. Au fost cumpărate în repetate rânduri toate. Cumpăr și le duc la școli, mai ales în necolegilor. Și le duc și așa mai departe. Nu. Nu trebuie să nu fiu de acord cu dumneavoastră vis-a-vis de faptul că noi poate ar trebui să fim mai incisivi față de autoritățile publice, dar sunt unele limitări. Dacă ne uităm în hotărârea Guvernului privind statutul centrului, centrul are doar abilități de a coordona oarecum, ca și cum... Se poate coordona diferite metode de coordonare. Dar se întâmplă și cazuri când se trece și peste centrul de guvernare, asta e o altă discuție. Ieți o palatcă, pune-o în fața guvernului când treci pe la mie guvernare, scrie acolo că ești împotrivă și gata. Sigur. O să încercăm să fim mult mai cisit pe viitor și mulțumim pentru să ce stai aici. Bine, bravo. Da. Întrebări mai aveți? Nu sunt. Ia ca să vedem ce le spune nene Ștefan Creangă. Ce că vezi, tu ești părinte așa că e săraci stiept de toate. Stimate domn președinte, onorată curte, stimați colegi, am venit în fața noastră pentru a reitera poziția Ministerului Finanțe asupra necesității dezvoltării sistemelor de achiziții electronice. Sigur că acest audit era foarte important pentru noi, ca minister și pentru și în special pentru societate să se vadă exact ce s-au făcut cu finanțele date de către bugetul de stat și finanțele nu puține acordate din diferite granturi și suport. Folosindu-mă de această ocazie, vreau să aduc mulțumiri în primul rând echipei de la Agenția Achiziției Publice pentru faptul că
în continuare lobează într-o formă incisivă ceea ce înseamnă implementarea achizițiilor electronice. Vreau să mulțumesc Băncii Mondiale pentru suportul care l-a acordat nestingherit din 2010 în parte ce ține de susținere și dezvoltare, sustenabilitatea propriu-zisă a proiectului de achiziții electronice, PNUD-ul pentru faptul că și la momentul actual ne susține prin asistența tehnică și nu în ultimul rând vreau să reiterez suportul delegației Uniunii Europene prin proiectul de dezvoltare a sistemului integral al achizițiilor publice, care au avut un compartiment aparte, achizițiile electronice. Sigur că suportul acordat din partea Centrului de Guvernare Electronică este unul foarte important pentru Ministerul Finanțelor și pentru Agenția Achiziții Publice. Vreau să menționez aici deschiderea totală care există din partea Centrului de Guvernare Electronică și reticiența autorităților contractante de a se implica în scopul implementării sistemului de achiziții electronice. Când spunem sistemul de achiziții electronice, mă refer la un sistem mult mai complex care presupune implicarea a mii de persoane. Ori, un sistem poate fi dezvoltat foarte bine atunci când există cel puțin 3 sau 4 părți bine dispuse pentru a face acest lucru. Dacă spunem să punem miza doar pe Ministerul Finanțelor, că Ministerul Finanțelor nu reușește, este greșit. Ministerul Finanțelor dacă nu reușește Ministerul Finanțelor, înseamnă că nu reușește să mobilizeze societatea propriu-zisă, autoritățile în sine, pentru a face acest lucru. Cred, sincer, că acest audit care a fost făcut de profesioniști ne va aduce plus valoare. Și aceasta este important în urma acestui audit. Plus valoarea acestui raport se va consta în următoarele. Ministerul Finanțelor în continuare va identifica soluții financiare pentru a susține acest proiect viabil. Ministerul Finanțelor va identifica soluții pentru a modifica structura Agenției Achiziții Publice în scopul acordării suportului pentru a delega specialiști în domeniul IT. Noi știm cu toții că guvernul la momentul de față se ciocnește cu o problemă majoră, ceea ce înseamnă specialiști în domeniul IT. În orice moment, dacă nu mă greșesc la momentul actual, specialistul din domeniul IT de la agenție vrea să plece, dacă nu mă greșesc. Deja au depus cererea de plecare. Noi știm cu toții care este salariul unui specialist IT. Însă, cu toate acestea, Ministerul Finanțelor, de comun cu Agenția Achiziției Publice, a depus efort substanțial pentru a avea nestingherit în fiecare zi, de dimineață până seară, un specialist extern. Dar nu este cea mai bună soluție la momentul de față, că noi suntem asistați de un specialist extern care mâini pe mâini se termină contractul și noi rămânem fără suport. Însă, vreau să reiterez aici, cu părere de rău, pe parcursul 2009-2012, conlucrarea între Ministerul Finanțelor și Ministerul Tehnologiei Informaționale a avut de suferit. Nu vreau să găsesc acum, să caut anumiți vinoveți. De ce noi am rămas în urmă cu sistemul respectiv în perioada respectivă? Pentru că a fost nevoită Agenția Achiziții Publice să desfacă contractul unilateral? Da, a fost o soluție. Poate nu este cea mai bună soluție care atunci am reiterat. S-au dus lupte între Guvern și Ministerul Tehnologiei Informaționale. Cine deține acest sistem? Chiar mă bucur foarte mult că este un centru de guvernare electronică care va prelua tot ceea ce înseamnă guvernare electronică. Ori, la momentul actual, sistemul de achiziții electronice nu presupune doar numai banii publici. Aici presupune și o armată întreagă de persoane care urmează a fi instruite. Poate nu s-a intrat în esența tuturor instruirilor efectuate din programele de multianuale efectuate la momentul de față. Milioane de euro, stimați colegi, s-au investit pentru a instrui angajații autorităților contractante. Și oricum,
Există în continuare reticiență în parte și ține de autoritățile contractante. Cunoașteți foarte bine dumneavoastră că Ministerul Finanțelor cu deasâla îi apucă de mână, îi numește prin ordin să aplice acest sistem. Dar de ce? Se pune întrebarea. Când agenții economici își doresc foarte mult să aibă accesibilitate la acest sistem, însă autoritățile contractante refuză. Răspunsul este unul evident. Atât timp cât există un sistem electronic, înseamnă că mai puține mișmașuri pot fi făcute. De aceea, aici, eu solicit suportul Curții de Conturi în stabilirea clară și exactă o normă, să spunem în raport, unde să oblige toate autoritățile contractante să preieie acest sistem de achiziții electronice. Pentru că sperăm noi că următoarea etapă vom ajunge la nivelul de autorități contractante pentru nivelul regional. Nu mai vorbim de nivel de primării. Eu sunt foarte sceptic când spun nivelul de primării. Nu din cauza că nu-mi doresc foarte mult, dar din cauza că noi cu toții conștientizăm la ce nivel sunt pregătirile autorităților contractante de nivelul 1 în partea ce ține de sistemele electronice. Ori, dacă noi reușim să implementăm până la sfârșitul anului 2015, inclusiv tot ceea ce înseamnă achizițiile publice la nivelul autorităților de nivelul 2, să știți, stimați colegi, că va fi un succes. Dar aici trebuie să ne întoarcem la încă două probleme. Prima problemă există interoperabilitatea între sistemele care există în Republica Moldova și, doi, actualitatea sistemului de achiziții electronice în Republica Moldova, actualitatea registrului. De ce noi, Ministerul Finanțelor, a contractat un expert extern? Din 2009 până la momentul de față, achizițiile publice au contractat cel puțin 3 experți pentru a să se expună asupra sistemului. Primul expert s-a expus, un expert din Australia, dacă nu mă greșesc, unde s-a expus pe securitatea proceselor de achiziții. Al doilea expert a fost un expert din Bulgaria, unde s-a expus asupra compatibilității sistemului cu directivele Uniunii Europene. Și al treilea expert, care la momentul actual activează, să se expune asupra cât este de oportun acest sistem la momentul de față și dacă este sau nu este învechit platforma pe care este plasat acest sistem. Dar vreau să vă spun, istoricul propriu-zis al achizițiilor electronice, dacă facem o analiză și însăși recomandările acelor doi experți, pentru că prima întrebare, eu fiind având calitatea de director al Agenției Achiziției Publice, la momentul implementării acest sistem, am spus, de ce noi trebuie să cheltuim banii la momentul actual, dacă noi nu știm că sistemul este sau nu, peste 2 ani, compatibil cu e-cloud-ul nostru? Atunci răspunsul a fost unul foarte simplu. Stimați prieteni, dați-ne învățăm să lucrăm. Poate el este învechit, dar la momentul când era expertiza efectuată, era unul dintre cele mai bune sisteme din Europa. Ca și concept. Eu sunt sigur că noi nu putem să menționăm acum că sistemul nu este învechit. Da, este învechit. Și eu asta declar foarte clar. Însă, sper foarte mult că Centrul de Guvernare Electronică va identifica o soluție pentru aplicarea acestei platforme. Ca această platformă să fie folosită inclusiv prin sistemul e-cloud. Pentru că dacă nu vom folosi exact și corect acest sistem, foarte sofisticat, cu foarte multe capacități, atunci degeaba noi vom încerca să demonstrăm că avem o guvernare electronică. Aici, în final, vreau să menționez, pe lângă faptul că recomandările Curții de Conturi vor fi implementate așa cum ne vor sugera experții, pentru că noi trebuie să mizăm în continuare pe poziția experților, nu pe poziția mea personală sau pe poziția oricărui altul dintre noi, dar să-și facă lucrul experții, să ne recomande ce urmează să facem. Și Ministerul Finanțelor este deschis întru totul pentru a implementa tot ceea ce înseamnă recomandările experților. Eu vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, cu mare plăcere vă răspund. Părerea mea, trebuie să-i ascultăm pe toți, dar să vedem ce facem,
reieșit din interesele țării. Pentru că sunt experți care nu pot să doi degeți să arăt aici, dar, mă rog, nu întotdeauna selectarea și venirea lor în țară trebuie să ne impună să stăm în genunchi. Sunt de acord, domn președinte, însă noi trebuie să avem capacitatea de analiză și de a lua tot ceea ce este mai necesar și actual pentru noi. De acord, iată, eu să-ți spun că venind la Curtea de Conturi, tot mă gândeam că venea un expert, tot săptămâna știam cu gură căscat și ascultam, mă gândeam că este precis să-i venit de la Dumnezeu. Și iată, când de acum ne-am mai lămurit noi în situație, la nivel internațional și mai departe, nu suntem noi chiar cei mai întunecați, să zicem, în domeniul și în activitatea noastră. Așa și aici, cu guvernarea asta electronică, cu achiziții electronice și așa mai departe, mi pare că trebuie de schimbat raporturile, trebuie de schimbat dinamica implementării și modernizării acestor lucruri, trebuie o leacă de forță majoră de la numărul 1 din guvern, fiindcă așa și o să mergem, știi, șchiopătând încă 100 de ani. Dar cum sunt într-o zi toți, într-o zi nu se schimbă, dar într-o perioadă foarte scurtă, Joric nu știi, von de la ministerul tău, Petric nu știi, tot, și lasă vie cei care știu. Nu bine, asta așa o abatere. Dacă aveți întrebări la domnul, luați vă rog. Mulțumesc. În final, domnul președinte, dacă îmi permiteți, poate cu titlul de recomandare, tot sub aspectul guvernării electronice, nu știu dacă poate dumneavoastră aveți sau nu aveți un următor raport sau verificare pe implementarea SIGEDIA, ceea ce înseamnă nivelul de implementare în autoritățile publice a managementului de documente electronice. Eu cred că asta va fi o încurajare suplimentară pentru autorități ca să punem în aplicare ceea ce înseamnă guvernarea electronică. Vă mulțumesc! Păi, frate, când vin aici la Curtea de Conturi, așa asta. Când vin la Curtea de Conturi și spun că au un contabil la 6 primării, și apoi mai sunt întrești care nu pot scrie, dar nu că mai guvernare electronică, e guvernare. Probleme avem noi, le știm, probleme instituționale, dar aceasta nu trebuie să ne... Trebuie de aici, iată, nu trebuie să așteptăm de jos în sus. Aici trebuie de băgat pe gât, de sus în jos, să ajungi până la ultima primărie. Dacă ești, nu cunoști, șerți și învați. Și stăt în noapte, cu nasul la calculator, am un primar cât are? Vă 5-6 mii are. Și dacă are... ce are el acolo, în localitate, ce? Am un os primari cei care ia că s-au bătut Vasilii cu Ioana, că la ora 2, trezit, se duce, din fac și mai departe. Acum, uite, totul altfel. Trebuie învățați, dar aici trebuie forțat. Aici democrație nu trebuie, dacă vrem să avem guvernare electronică. Dacă vrem ca milioanele care au fost băgate, iată, anii ăștia să nu fie pierdute în zadar. Chestia asta cu guvernarea electronică, dacă nu o menții zi de zi, nu trebuie eu să vă fiu mare profesor în domeniu. Te duci în concediu, te duci într-o deplasare, ai venit peste o săptămână, două ori mai mult și când te-ai așezat la guvernarea electronică, am zis, stai că eu am uitat parola, dar e că nu știu ce, adică sunt lucruri care, mă rog, le folosesc ca pildă, așa este, cu părere de rău. Lucrul ăsta trebuie să fie funcțional. Și informația, iată, la primării și mai departe. Nu trebuie telefonist, teletype, telegramă și mai departe. Numai prin finanțarea, numai prin sistemul e-guvernare. Dacă primarul e prost și nu știe nici a deschide calculator și să vadă ce eu trimesc azi banii ori nu ai trimis. Apoi și-și lasă și să vii să-l bocărească acolo profesorii, medicii care mai sunt în sat. Și o să înveți. Dar să aștepți inițiativa de jos în sus, niciodată nu se meargă.
să fie iertate. Bun, cine? Aveți ceva de scandal de la entitate? Serghei și Fașil Gudenș. Să-l încurajăm și pe Densa Lea, că el... Nu, spui că... Mișcare. Putem conveni, domnul președinte, cu careva obiecții a entității, dar în mare parte o să rămânem pe poziția noastră, cei ce ține de automatizarea proceselor, cei ce ține de registrul riscurilor care au fost nu de mult elaborat sau implicarea reprezentanților sau viziunea CGE, Centrul de Guvernare Electronică. Ceea ce ține de acordul care a fost semnat, noi astăzi am aflat despre acest acord, așa că o să modificăm. Noi nu post factum trebuie să cunoaștem lucrurile, dar ieri asta cunosc pe bine. Păi eu vă stai și spun, dacă are post de un an semnat, am treabă de așa. Încă acordul ăsta pentru implementare care are necesitate de dat picioare și de alergat în jurul lui, dacă nu l-au uitat ei singuri. Nu bun. Poftim, membricuțe. Păi, fraților, socoteala e cam tristă, înțelegi? Nu, că noi nu vă căutăm neajunsuri și nu te gândi că noi ne ridicăm deasupra cuiva și iată vă arătăm că... Așa ne-i misiunea noastră, dar înțelegeți, dacă sunt bani cheltuiți, înțelegeți? Și-s cheltuiți în zădar. Și chestia asta nu dă nicio plus valoare. Nu, domn director. Bine, dacă eficiența e 80-90% ale investițiilor, eu-s gata să încerc iertare și public și unde vrei. Dar dacă eficiența e foarte scrumă. Așa că... Și chiar vrei? Dintr-o parte. Nu. Hai spune așa, te auzeam. Eu vreau să spun, într-adevăr, că în asta viața, în mare măsură, dreptate. Eficiența banilor publici nu poate fi cântărită la momentul actual. Însă, ceea ce este important să învățăm noi, ca minister și toți colegii ca și autorități, prin faptul că urmează, de fapt, constatăm că primul pas s-a efectuat. Suma de 3 milioane și ceva de lei implementați nu este sumă mică. Însă, să facem analiza numerică, ce s-a reușit, să constatăm că 30% din bugetul de stat se face prin sistemul semi-automatizat, să-i spunem așa, care nu avem forma propriu-zisă a ofertelor în format electronic. Este un succes. Poate nu atât de mare, poate nu trebuie să-l catalogăm ca un mare succes. Însă este un început foarte bun. Prin faptul că avem atâtea autorități impuse să facă sistemul prin procedurile de achiziții, prin sistemul dat, tot este o înaintare. De aceea noi, eu propun să încurajăm în continuare autoritățile să facă acest lucru, să implementeze cu succes sistemul respectiv. Pentru că dacă noi vom da numai note negative la ceea ce este un început, nu chiar cel mai rău, atunci ne riscăm să ne merim într-o situație când autoritățile vor încerca să delase mâinile în jos și să nu meargă înainte. Cu toate că sistema punitivă care dumneavoastră o propuneți, eu o susțin totul. Vă mulțumesc. Deci, eu în special vă provoc ca la voi să apară dorința de a convinge și curte de conturi, și societatea, și pe voi însăși, că lucrul vostru este foarte important, că cheltuielile nu sunt în zădar, că perspectiva, iată, unde mergem noi cu pași de melc, este foarte important. Că în perspectivă, dacă ajungem la o
e-guvernare la, la nivelul cuvenit, se vor reduce cheltuielile considerabil. Că e una să discuți cu primarul de la Medveja, din Brăceni, deci la, pe Skype sau pe calculator sau eu știu, nu, o operațiune simplă, decât să-i spui că, băi băiete, mă îndemnează, la ora 8 te aștept la Ministerul Finanțelor. Și acela e 100 de kilograme de, de litri de benzină, mașină alcumnață, dacă a lui stricată de o mâmblă pe dealuri după iepuri. Și așa mai departe, și mai departe și vine. Dacă vine, trebuie să mai iei 2-3 borcane de brânză, 2-3 iepuri, că-i doamnă, știi, aproape anul nou. Și ea ca să începi, știi. De aceea, lucrul ăsta este necesar, el trebuie să fie etapizat. Dacă nu va fi etapizat, dacă nu o să ne luăm angajamente, iată, anul ăsta până aici, la anul până aici, anul viitor atâta și am ajuns. Înțelegeți? Dar dacă țara e pusă în dependență de un, să zicem, specialist în domeniul tehnologiilor informaționale, scuzați vă rog. Iacă dacă îți duci specialistul, de mai e mai greu de găsit. Mai ușor de găsit un prim-ministru, un președinte, un primar, sunt claie peste grămadă. Dar un specialist aici nu găsești. Bine, asta e așa o discuție mai frățească, omenească, nu-i cu titlul de a... Eu consider că trebuie de făcut mai mult. Și trebuie de făcut, înțelegeți? Voi poate și faceți, dar nimeni nu știe. Chestia asta nu trebuie iasă. Trebuie de mediatizat. Trebuie de făcut niște conferințe de presă. Să-ți întreb, domnul director, de câte ori ai venit în ziar economică băzrenie, oricare acolo mai este, să vii cu niște articole de fond, cu niște lămuriri, cu niște dezvăluiri, cu niște... De câte? Domn președinte, nu interesează pe nimeni, interesează doar scandalurile pe presă. Nu e vorba de scandal. Auzi, dacă nu poți face copii, nu te apuca să-i faci. Chiar vorbim de unul din urmă, a fost economicistă văzrenie și am dat o scurtă calatare a segmentului. Am scurt, egal lungă. Eu aștept un articol de fond în ziar, să citesc cu mare plăcere, să văd care și totuși evoluția sistemului. Asta se aștept. Asta este mai simplu, cred că o realizăm mai rapid. Nu necesită implicarea altor instituții. Nu, slavă Domnului. Dar știi când o să fie implicat și alte instituții? Atunci când lucrul o să fie transparent și nu o să fie, știi, chileină. Cât lucru este transparent, mediatizat, gata, ți-ți pare că o să vrei cineva din cei de sus, de jos, de alături, să vadă undeva în caracterizările astea. Dar ce e că ăsta-i stimp, că, măi, dar dacă o-i critica, dar și eu zice și la ea că guvernare electronică, e guvernare, dar și am să mai gândit prim-ministru, bătrâne, dacă o să trebuie să te dai afară, domnul ăsta de aia. Și dacă ai stat, știi, de mai rea de afară. Dar dacă nu taci, ăsta mai este, nu se poate de aia. Nu, asta e așa. Zeau numărujenii. Nu, bine, fraților. Lucrurile trebuie schimbate. Să le schimbați, le puteți numai voi. Iată, cei care sunteți în fruntea acestor structuri. Sunteți băieți tineri. Și chiar vreți să vă dați viața pentru o eficientă de 10%? Rupeți și voi șliurile, cum la cai. Drag căruță, sunt de cei care dorm cai, știi, fiind în Hamas, dar sunt de cei care rup șliu trage. Știți, o leacă mai ambițioși. Pur frățește, părintește, vă spun. Știți mai ambițioși, faceți treabă. Că dacă nu o să punem toți care la locul lui umărul la soluționarea problemelor țării, o să ne înglodăm. Dar dacă o să facem o mișcare înainte, o să ieșim.
Vă mulțumesc frumos. La revedere. Mai iertați că am vorbit mai, nu numai despre finanță, dar...